Bună seara, sunt Cristina Soare. Urmăriți emisiunea care va aduce informații la zi despre fenomene meteo, ecologie și evenimente din țară sau din lume. Astăzi cel mai cald a fost în Cuveit, plus 49,5 grade, iar cel mai frig în Antarctica, minus 72,9 grade. Rămâneți alături de noi pentru că vorbim, printre altele, despre poluarea din Marea Mediterană. Vă arătăm migrația unei turme de elefanți, o ținută specială pentru vaccinare și, desigur, nu vor lipsi datele despre vreme. Mica insulă grecească, Astipalea din Marea Egee, a devenit primul teritoriu verde din punct de vedere energetic. În urma unui proiect al autorităților de la Atena, în colaborare cu un producător german de automobile, toate instituțiile publice au fost dotate cu vehicule electrice. De asemenea, alte 200 de automobile urmează să fie puse la dispoziția turiștilor spre închiriere. Iar cei 1300 de locuitori permanenți ai insulei, cu o suprafață de 100 de kilometri pătrați, sunt încurajați de autorități să treacă și ei la mașini electrice. China a inaugurat prima centrală hidroelectrică cu stocare pompată. Se află în provincia Jilin, are o capacitate totală de 1,4 milioane de kilowați și este prietenoasă cu mediul. Produce energie curată de peste 5 miliarde de kilowați pe oră, inclusiv energie eoliană și solară. Este vorba de o centrală inteligentă construită astfel încât economisește peste 450.000 de tone de cărbune standard și reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproape 900.000 de tone pe an. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că poluarea aerului cauzează 7 milioane de decese în fiecare an. Provoacă boli aproape incurabile și este de asemenea principalul factor care determină pierderea biodiversității, amenințând peste 1 milion din cele aproximativ 8 milioane de specii de plante și animale ale planetei. Sursa principală de poluare rămâne sectorul energetic, dar și traficul are un impact semnificativ. În continuare, vedem cum va fi vremea în țara noastră. Avem o zi, avem un cod, prin urmare, până în această seară, la ora 22, meteorologii anunță instabilitatea atmosferică în cea mai mare parte a țării. Astăzi, în vestul țării, au fost temperaturi ridicate și am avut parte de un cod de caniculă. În restul țării, vorbind despre ploi abundente, codul galben anunță până la 50 de litri pe metru pătrat, iar codul portocaliu din Vaslui, Galați, Brăila și Tulcea, cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat. De mâine de la prânz și până mâine seară, intră în vigoare un nou cod portocaliu de caniculă de această dată pentru vestul și nord-vestul țării. La amiază maximele vor tinde spre 40 de grade Celsius, disconfortul termic va fi puternic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mai mult de atât, în vestul și nord-vestul țării, noaptea va fi tropicală. Asta înseamnă că vom avea temperaturi în jurul valorii de 25 de grade Celsius. În restul țării, până vineri, codul galben anunță temperaturi între 33 și 37 de grade cu un disconfort termic accentuat, iar în sudul și în estul țării, în continuare, după amiaza și seara, vor mai fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. În aceste condiții, hidrologii mențin, iată, codurile galbene, dar și portocalii pe mai multe râuri din nord-estul și din sud-estul țării. Avem chiar cod portocaliu, iată, în jumătatea de nord a Moldovei și în Dobrogea. Se așteaptă depășirea ale cotelor de atenție, așadar o să vorbim despre inundații. Codul expiră mâine la ora 12. Dar haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vremea va fi caldă, însă la amiază o să vorbim despre temperaturi caniculare, mai ales în vestul și nord-vestul țării, unde meteorologii anunță și 40 de grade Celsius. Nu scăpăm de ploi, însă cu mai multe detalii vă aștept în principala rubrică Meteo. Marea Mediterană este invadată de plastic. Anual sunt aruncate aproximativ 600.000 de tone de deșeuri care pun în pericol speciile marine și sănătatea oamenilor. Pentru a vă face o idee despre ceea ce este deversat în Mediterană, imaginați-vă cam 5 miliarde de tacâmuri din plastic de unică folosință care plutesc în fiecare zi pe mare. Activitățile de coastă sunt responsabile pentru jumătate din plasticul care ajunge în Marea Mediterană, în timp ce 30% este transportat de apa râurilor. Restul provine din activități marine. Iar în această zonă, Franța este țara care produce cele mai multe deșeuri din plastic, având însă o rată de reciclare mai mică decât vecinii săi europeni.
Concentrația este deosebit de ridicată în apropiere de Marsilia, Nisa și Corsica, ceea ce poate fi explicat în parte prin activități turistice și de agrement. Fără îndoială, Hexagonul are ambiții mari și vrea să recicleze 100% din deșeurile sale până în 2025, dar unele capacități de reciclare rămân insuficiente. O lege pentru limitarea acestor deșeuri a fost votată la începutul anului și marile orașe de pe coasta de sud promit să facă eforturi, însă unii localnici și companii din regiunea Marsilia nu mai așteaptă autoritățile publice și iau măsuri pe cont propriu, deoarece deșeuri din plastic sunt peste tot. În Marsilia se pot vedea în parcuri, pe plajă și în port. Ajung în mare și va dura mai mult de 4 secole până se vor degrada, dar până atunci vor contamina întregul lanț alimentar. Brice și Kevin sunt doi scafandri cu experiență care, la fel ca multe ONG-uri și alte asociații, colectează plasticul dăunător mediului. În mai puțin de 30 de minute sub apă, plasele lor sunt pline. Există și o companie privată care ajută așa cum poate, folosind stimulente și oferind un voucher pentru o sticlă de plastic reciclată. Însă soluția este să se consume mai puțin plastic. Proprietarul unui fast food din Arles a încercat și a redus utilizarea materialelor plastice, chiar dacă alternativele o costă mai mult. Franța dorește să reducă materialele plastice de unică folosință până în 2040. Dar asociațiile de mediu spun că acest lucru nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și că este puțin cam târziu. Această formă de poluare, pe lângă impactul asupra faunei și florei, are și un cost semnificativ, 10 de milioane de euro în fiecare an. Pe fondul ploilor torențiale din aceste zile pot avea loc și la noi fenomene extreme, cum a fost tornada de la Balotești. De aceea, răsfoind meteodicționarul, ne-am oprit la cuvântul tornadă. O tornadă sau tornado, cuvânt care în spaniolă înseamnă răsucire, este un vânt foarte puternic însoțit de ploi torențiale. Această furtună violentă afectează regiuni întinse, dar acționează pe un areal redus sub formă de vârtej de aer, fiind frecvent pe teritoriul Americii de Nord, unde mai este numit și twister. Vorbim acum despre evoluția vremii, iată prognoza zilelor următoare. La noapte, cerul va fi variabil, mai puțin în sud-estul țării, unde în urma ploilor torențiale se mai pot strânge izolat până la 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 24 de grade. Mâine vremea va fi călduroasă, caniculară în vestul și în nord-vestul țării. După orele prânzului, în sud-estul țării, prin est, la deal și la munte, vor apărea ploi zgomotoase de vară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 39 de grade în vestul și în nord-vestul țării, unde disconfortul termic va fi puternic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În București, în primele ore, mai sunt posibile câteva ploi de scurtă durată, iar spre dimineață în termometre vor fi 19 grade. Atât mâine cât și poi mâine, vremea va fi călduroasă, poi mâine în centrul capitalei caniculară, însă după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice, vijelii, izolat, chiar condiții de grindină. Presiunea atmosferică va fi în ușoară creștere de la o valoare mică de 752 mm coloane de mercur. Și la munte o să vorbim despre multe instabilitate, după amiaza și seara, ploi zgomotoase de vară, vijelii, condiții de grindină, vânt mai ales în zona Carpaților meridional și în zona Carpaților de curbură, dar se încălzește. Iată, vom avea și maxime de 28 de grade în stâna de vale. La malul mării, maximele vor tinde spre 26 de grade, apa mării va avea în jur de 20 de grade Celsius, după amiaza și seara, pregătiți-vă umbrelele. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce vreme călduroasă în jumătatea de est a țării, iar în jumătatea de vest, vreme caniculară, maximele vor tinde din nou spre 40 de grade. Nu vă mai spun, disconfort termic accentuat, aer aproape irrespirabil în aceste condiții. Tot după amiaza și seara, în sud-est, la deal și la munte, vor apărea averse, posibil însoțite de vijelii și condiții de grindină. Vă arătăm acum niște imagini spectaculoase cu o turmă de 15 elefanți care și-a părăsit habitatul și a pornit într-o lungă călătorie prin vestul Chinei în căutarea unei zone mai bogate în hrană. Elefanții asiatici preferă zonele cu pădure mai rară, unde își pot găsi cu ușurință hrana, iar această migrație de sute de kilometri către nord este considerată o raritate. Voiajul lor a pus în alertă autoritățile și a fost atent supravegheat pentru ca turma să ajungă cu bine la destinație. Pachitermele își părăsiseră cu ceva vreme în urmă habitatul lor natural din provincia Yunnan, unde trăiesc majoritatea elefanților asiatici din China, iar de atunci au parcurs peste 500 de kilometri.
au trecut pe lângă multe zone dens populate și chiar s-au plimbat pe străzi, făcând câteva pagube. Pentru a-i ghida departe de zonele locuite spre habitate adecvate, oamenii le-au asigurat mâncare și apă, blocând uneori drumurile pentru trecerea lor. Autoritățile au desfășurat sute de angajați, vehicule și drone pentru a monitoriza turma și au evacuat mii de persoane din zonele dens populate pentru a preveni conflictele dintre oameni și elefanți. Nu este cunoscut motivul pentru care turma a ales să se îndrepte către nord. Însă o explicație acestei emigrări ar fi diminuarea habitatului disponibil pentru ultimele populații de elefanți sălbatici din China. Acesta s-a micșorat gradual de-a lungul anilor, pădurile tropicale fiind înlocuite cu plantații de bananieri, ceai și arbori de cauciuc, sau utilizate pentru cultivarea unor plante profitabile, folosite în medicina chineză tradițională. Cu toate acestea, datorită eforturilor de conservare realizate în provincia Yunnan, în ultimul deceniu, numărul lor s-a dublat, punând însă o presiune tot mai mare asupra resurselor și terenurilor locale. Vă mai spunem că aceste pachiderme sunt protejate în China, având o populație estimată în prezent la 300 de exemplare, în creștere față de cele 193 de exemplare din anii 80. O artistă olandeză crede că are ținuta perfectă pentru ziua în care va merge la prima ei vaccinare anticovid. Să vedem! Marion din Rotterdam și-a pregătit o rochie de gală făcută din măști de protecție și intenționează să o poarte într-un moment special. Când mă voi vaccina, va fi o petrecere și vreau să merg cu stil. La urma urmei, nu am mai avut așa ceva de peste un an. Așa că m-am gândit să reciclez măștile folosite și iată rezultatul. Ca artist, îmi place să lucrez uneori și cu obiecte uzate, spune Marion. De asemenea, speră că rochia și mai ales viziunea ei vor încuraja oamenii să se vaccineze. Probabil că se vor gândi, cine este acea femeie nebună? Consider însă că ținuta mea are un mesaj ecologic, dar și unul privind grija pentru sănătate. Mai spune că este doar un artist care vrea întotdeauna să transmită multă pozitivitate. Și, în ciuda faptului că pandemia a fost, desigur, ceva teribil pentru toată lumea, încerc să creez lucruri frumoase. Sper doar ca mai mulți oameni să se vaccineze și totul să revină la normal cât mai repede. Pe lângă rochia de seară, Marion a realizat și câteva accesorii, o mască de protecție, geantă și mănuși făcute tot din materiale reciclate. Acum e gata pentru injecție. Vara se anunță caniculară, meteorologii au emis atenționări, cod galben, portocaliu și chiar cod roșu de caniculă pentru sudul Italiei, Sicilia, dar și pentru sudul Ungariei. Vorbim în continuare despre temperaturi ridicate ce vor depăși frecvent valori de 35 de grade, dar și despre perioade cu instabilitate atmosferică după amiaza. Instabilitatea atmosferică accentuată va fi pe parcursul zilei de mâine și în țările vestice, unde meteorologii anunță chiar un cod galben în Franța, iar la amiază vor fi 22 de grade în Paris. Mult mai bine va fi, iată, în Londra, soare și 21 de grade, precum și în Lisabona, 27 de grade. În țările sudice, pe parcursul zilei de mâine, vremea se anunță destul de caldă, iată că maximele vor tinde spre 34 de grade în Roma, în timp ce în țările sud-estice, unde vremea va deveni caniculară la amiază, maximele vor depăși aici valori de 37 de grade. După amiaza și seara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse, descărcări electrice, vânt ce poate lua aspect de vijelie. În restul Europei crește temperatura bine, mai ales în țările de răsărit, iată mâine la Moscova vor fi 35 de grade. Și în țările centrale și în cele nordice, după orele prânzului, norii se vor înmulți și vor lăsa ploi zgomotoase de vară. Mult soare, briză ușoară și o maximă de 30 de grade astăzi în San Marino, cea mai veche republică din lume. Este un microstat enclavă înconjurat de Italia, pe versantul de nord-est al munților Apenini. Iată și alte valori din termometre în câteva metropole ale lumii. Punct și de la capăt. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem și mâine de la ora 19:35. Vă las acum cu imaginea zilei. O seară frumoasă pe mâine!